Prețul pe care îl plătim pentru acest proiect este de aproximativ 25 de milioane de euro, dar valoarea este cea pe care o obținem prin performanțele pe care acest proiect urmează să le ofere urmare a implementării acestuia. Valoarea, cum spuneam, este de 24 de milioane de euro, aproximativ, și termenul de finalizare a proiectelor este 31 decembrie 2023. Prin implementarea acestui proiect vom avea următoarele performanțe: o reducere a timpului de acostare cu aproximativ 10%, o creștere a capacității de volumelor de marfă care urmează să fie manipulate de peste 15% și, bineînțeles, tehnologiile inovatoare care urmează să fie utilizate în implementarea acestui proiect vor determina o creștere a siguranței și cu asiguranței în exploatare și o reducere a costurilor de lucrărilor de întreținere a datelor. Cum spuneam de fiecare dată, Dunărea este un suflet care sfidează uitarea și iată, prin proiectele pe care Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime le are în, ca și volum de, de proiecte în portofoliu de peste 350 de milioane de euro, prin aceste proiecte nu facem altceva decât să scoatem în evidență faptul că portul Brăila și portul Galați sunt motoare de creștere economică reprezentative pentru regiunea de sud-est. De asemenea, permiteți-mi doar să mai subliniez un aspect, acela că pentru volumele de marfă care urmează să fie, care au fost evaluate la nivelul anului 2019 de circa 800.000 de tone prin portul Brăila, urmare implementării acestui proiect, volumele de marfă vor crește cu circa 8% după primul an de implementare și până în 2030 cu circa 25%. Fac o mică schimbare de paradigmă. Nu este prețul pe care îl plătim, ci este beneficiul pe care îl avem ca urmare a atragerii fondurilor europene conform proiectului derulat de dumneavoastră. Beneficiul care se va vedea în infrastructura modernizată a portului Brăila, care va aduce un plus de valoare pentru tot municipiul și județul, ca urmare a faptului că se vor moderniza anumite sectoare din port, în două faze, proiectul numărul 1 acum și celălalt care urmează să înceapă, și noi considerăm că este un lucru foarte benefic și vrem să vă felicităm pentru acest lucru și să așteptăm cu toții finalizarea lucrării, să avem un port modern și să crească traficul de mărfuri prin Brăila. Tot am promis că o să fie o emulație de investiții și de mărfuri spre Brăila, pentru că lucrurile se întâmplă. Investitorii vor fi atrași pentru a-și tranzita mărfurile de ce și prin portul Brăila. Cele două comunități, Brăila și Galați, cea mai mare aglomerație urbană după București, câtească acest sistem de a lucra împreună face ca cele două comunități să se dezvolte și să prospere în mod egal.